ca de fiecare dată. Important nu este important semifinala, important este semifinala în care evoluezi până la urmă sau numărul cu care evoluezi. Important este să obții de la prestația ta scenică ceea ce ți-ai dorit. Ori o să încerc să depun tot sufletul și toate forțele mele ca să fiu bine pregătită și să fiu mulțumită atât eu și sper din toată inima cât și spectatorii de ceea ce se vadă în scenă alături de mine. Îmi doream foarte mult să fiu în semifinala a doua și sunt foarte mulțumită și numai nu la început. Pregătesc, bineînțeles, un show cum a fost și data trecută tot la Nivel. Nu știu deocamdată, bineînțeles că nu vă dezvolg acum niciun secret, dar promit că o să fie ceva foarte frumos. Păi, uite așa, a fost, mă gândeam că nu voi participa pentru că nu voi reuși. Abia venisem din România și nu știam dacă reușesc să fac piesă și încă nu eram la curent cu noul regulament. Și uite așa, m-am înscris în concurs fără piesă, am ales o piesă pe care o voi cânta și a ieșit că totuși sunt participant al patrulea an la rând. La show, așa, deocamdată ne gândim, ne imaginăm cam cum va fi, dar piesa e ritmată, e foarte energică și va fi multă energie în scena asta, pot să promit. Asta sună, te bude postanovka, связана с тематикой песни, песня о любви, Conquer My Heart, завоюй мое сердце, поэтому то, что будет происходить на сцене, будет непосредственно связано с этим, то есть это будет театрализовано. Конкуренции sunt în primul rând colegii noștri, pentru că în momentul dat ne suntem puși în situația să fim concurenți. Dar de fapt sunt colegii noștri și așa cum am avut o părere bună despre ei până la Eurovision, exact și acum. Dar este o luptă în care fiecare trebuie să muncească și își dorește să câștige. Și în această concurență apare undeva aceste mici secrete care nu vrei să le spui ce vei face în scenă pentru că vrei să fii în avantaj și undeva poate concurența asta pare prea evidentă, dar de fapt în suflet eu cred că fiecare dintre noi este aceeași atmosferă colegială și pur și simplu este cel mai important noi să ne facem datorie și să participăm cu brio.